Discutăm cu Adina Vălean, europarlamentar și candidat pe lista PNL pentru alegerile din 26 mai. Bine ați venit! Mulțumesc frumos! Bună ziua tuturor! Doamna Adina, ați fost inclusă în topul celor mai influenți eurodeputați pe locul 4 de către un vot pentru activitatea în Parlamentul European, de către un top realizat de Vote Watch Europe. Spuneți-mi, vă rog, care a fost, cred că, cea mai ciudată întrebare pe care ați primit-o despre ce se întâmplă în România? Ce vă zic oamenii acolo? Despre România? Despre România, despre guvern, despre ce se întâmplă aici. Să știți că, în primul rând, am fost foarte onorată să fiu în acest top, mai ales că avea sens și eu cred că e o confirmare cumva a calității activității mele în Parlamentul European, pentru că întotdeauna m-am concentrat pe conținut, m-am concentrat pe cum putem influența, cum putem contribui la politicile europene noi românii, astfel încât, cum să spun, să ne purtăm ca niște adevărați europeni care fac legi pentru ei, pentru o viață mai bună, pentru calitatea vieții superioare și mai departe. Ce mă întreabă în Parlamentul European despre România? Nu mă întreabă. Nu mă întreabă anume despre România, pentru că de aia am și făcut introducerea, pentru că ceea ce discutăm de obicei este direct pe legislație, pe idei, pe conținut, pe ce urmează să facem, ce e important, negociem. Sigur că, de pildă, aducem în discuție și în negociere pentru a face un acord fin al politicilor propuse cu specificul național. Întotdeauna este foarte bine și foarte prizat dacă poți da exemplul tău din țara ta. Adică, uite, în România, de pildă, noi avem un anume tip de model de business pentru mașini, pentru că noi avem o prezență a unor anumite companii care produc un anumit tip de mașini, care au un model de business de volum și mai departe, și atunci când dezbați, de pildă, cum să arate politica Uniunii Europene în privința producției de mașini, fiecare vine într-un anume sens cu exemplu din țara lui. Și atunci ceea ce află ceilalți de la mine despre țara mea este de obicei cum sunt românii într-o privință sau alta și cum o anumită politică ar putea să influențeze în bine sau rău. În rest, ce să spun, sunt și dezbateri pur și simplu pe plenul Parlamentului European, introduse pe o temă sau alta, și atunci să zicem că se discută mai axat pe o țară. Altfel, fiecare lucrează pe legislație și încearcă să-și impună punctul de vedere și să contribuie într-un mod pozitiv. Veniți după un mandat de europarlamentar. Spuneți-mi, vă rog, care au fost cele mai importante proiecte de până acum și pe ce vă veți concentra în următorul mandat? Acum, sigur, le pierd puțin șirul în timp, pentru că eu sunt parlamentar european, am fost parlamentar în Parlamentul Național și când România a intrat în Uniunea Europeană, înainte de a organiza alegeri, a trimis ca membri din Parlamentul Național. Și așa am ajuns eu inițial în 2006 în Parlamentul European și de atunci sunt membru al Parlamentului European și am căutat tot timpul să mă axez pe proiecte care să aibă o anumită relevanță, pe de o parte pentru români și pe de altă parte pentru imaginea românilor în Uniunea Europeană. Adică așa numitele nișe în care cred eu că am putea fi competitivi în Uniunea Europeană. Relativ repede după intrarea mea în Parlamentul European a trebuit să mă ocup de libera circulație în Uniunea Europeană, pentru că eram atunci membru în Comisia LIBE și pentru că România avea necazuri mari cu Italia în epocă, pentru că vreau să ne introducă o birocrație, documente suplimentare pentru ca românii să poată accesa șederea sau piața muncii din Italia. Și mi-amintesc că la vremea respectivă am condus un raport la nivelul Parlamentului European care a analizat felul în care se implementează directiva liberei circulații în toate statele membre, concluzionând faptul că ea trebuie păstrată, trebuie întărită și că toate derapajele de la această directivă, care n-ar fi vizat pe noi în primul rând, trebuie sancționate. Ăsta a fost primul mare, aș zice eu, raport. Ulterior, pentru că am fost membru în Comisia de Industrie, am considerat că românii aveau în piața
europeană și, de ce nu, și globală, un avantaj competitiv în tot ceea ce înseamnă IT-ul. M-am focalizat mult pe telecomunicații și IT. Am fost unul dintre, se zice, se folosește cuvântul ăsta, artizani. În fine, se zice, dintre raportorii determinanți în legislația de roaming, care a condus ca în ziua de astăzi, practic, să avem zero tarife pentru roaming. Ceea ce am făcut eu la vremea respectivă a fost că am impus un trend descendent al prețurilor pentru roaming, pentru că ne-am constatat așa, prețurile sunt foarte mari. Ideea inițială a Comisiei Europene a fost să pună un plafon, să zică, bun, nu se poate mai mult de atât. Ce s-a întâmplat cu piața este că toată lumea s-a dus la plafon, chiar cei care erau mai jos. Și atunci ideea impusă de raportul meu în epocă a fost că nu merge așa și că trebuie pe o perioadă de 5-7 ani o reducere treptată, o scădere treptata plafonului, adică practic să-i forțăm în jos, ceea ce a condus ca în ziua de astăzi și în ultima reglementare roaming să avem practic un roaming zero, adică nu avem costuri suplimentare pentru cei care călătoresc în spațiul european și își folosesc telefonul și numărul de telefon pe care îl au pe contract în România. Asta a fost un al doilea mare proiect. Un al treilea mare proiect și iarăși o chestiune de nișă pentru România pe care eu am avut-o tot timpul în vedere a fost oportunitatea ca noi, mai ales prin tradiția pe care am avut-o cu petrolul și gazele, mai ales prin, se dovedește acum, resursele pe care le avem de gaz în Marea Neagră și mai ales prin faptul că noi aici în regiune putem fi un nod pentru ceea ce înseamnă comerțul de energie. Noi avem, în afară de gaz, avem și hidromult, avem capacitatea de a deveni un hub, un nod de comercializare a energiei în regiune, astfel încât pentru noi să fie profitabil, să nu mai fie un simplu serviciu pe care îl aduci cetățeanului care are, nu știu, curent și încălzire, ci toată această poveste a energiei pentru România să devină un commodity, o marfă care să se tranzacționeze în regiune, noi putem să vindem, să creăm după cum spuneam, un hub regional. Și în această privință am lucrat foarte mult pe tot ceea ce înseamnă siguranța aprovizionării cu gaz la nivel european, construirea interconectoarelor și legarea infrastructurii, că nu poți să exporți dacă nu ai legătura cu sistemul din țara de alături și așa mai departe. Toate aceste lucruri consider în continuare că mai e de lucru aici. Am avut rezultate și aici, pentru că prin raportul pe care l-am avut cu mecanismul de conectare, facilitatea de conectare a Uniunii Europene, este un mecanism financiar. Astăzi, conducta BRUA care se face este finanțată 179 de milioane de euro din mecanismul pe care eu, mă rog, să zicem că l-am condus, l-am gestionat, l-am definit finalmente în politica europeană. Astea sunt câteva lucruri, ca să nu mai spun că în final am luat președinția Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranța Alimentară, unde cred că am reușit să impun niște lucruri apropo de conceptul sănătatea cetățeanului prin politici de mediu și climă. Am reușit ca principalul instrument financiar al Uniunii Europene în acest domeniu, programul LIFE, să se deschidă către România, pentru că prin acest instrument financiar am observat că anumite state membre, România inclusiv, nu a reușit să tragă suficienți bani pentru că nu erau proiectele de calitate una alta. Și ce am făcut? Am impus acum la renegociere obligația Comisiei Europene să învețe și să ajute ridicarea proiectelor din țările care au absorbit puțin, asigurându-ne în felul acesta că în viitoarea schemă financiară banii din programul LIFE vor veni și către organizațiile de mediu, către administrațiile locale și în România. Că tot a venit vorba de mediu, spuneți-ne, vă rog, un pic de conferința care are loc în aceste zile la București, pentru că avem președinția Consiliului. Ieri și astăzi s-au desfășurat la București
lucrările Consiliului pe Mediu și Climă. Au fost prezenți comisarii și miniștrii de Mediu și Climă din toate țările membre. Eu am reprezentat Parlamentul European în calitate de președinte a Comisiei. Tematica este foarte interesantă și cred de mare importanță și relevanță pentru cetățenii din România. Aș spune poate cu precădere pentru cei din mediul urban, pentru că s-a discutat în legătură cu rolul cetățenilor în promovarea politicilor de climă, adică reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră. S-a discutat despre biodiversitate și cum pierderea de biodiversitate poate aduce un impact economic negativ asupra locuitorilor planetei, în particular în Uniunea Europeană și ai țării noastre. Și astăzi s-a discutat despre poluarea apelor cu plastic, microplastic, plastic, chestiuni de o importanță foarte mare, cred, pentru cetățenii României, pentru că noi, acum poate mă contraziceți, poate nu, dar eu zic că în România există o percepție generală apropo de politicile de mediu și de climă, cum că ar fi puțin abstracte, că până la urmă facem politici de mediu pentru natură sau facem politicile de climă pentru nu se știe exact cine, dar nu este așa. Pentru că ele au în centrul lor sănătatea cetățeanului. De calitatea aerului din București depinde sănătatea cetățenilor din București. Nu percep, de faptul că avem microplastic în apa pe care o bem, depinde sănătatea cetățeanului, de emisiile de gaze cu efect de seră, depinde sănătatea noastră a tuturor și vedem foarte bine cât de mult se modifică și se schimbă clima și impactul pe care ea îl poate avea, pentru că orice campanie în ghilimele, orice întâmplări care înseamnă tornade, inundații, au efect economic, au efect asupra vieții oamenilor, distrug gospodării. Toate lucrurile astea sunt adresate de Uniunea Europeană. Ele nu pot fi adresate de un stat singur, de sine stătător. Și asta, apropo, față de cei care spun că, că ce ne aduce nouă Uniunea Europeană, zic unii. Ca și cum ne-ar aduce puțin. Alții zic, e bine să fie în Uniunea Europeană pentru că avem acces la fonduri sau, știu și eu, avem liberă circulație. Puțină lume se gândește că fără Uniunea Europeană nu am avea acces la această cooperare de cunoaștere a statelor membre. Pentru că sunt provocări atât de mari pe care nu le putem, niciun stat membru le poate rezolva. Dar dacă punem împreună ceea ce se cercetează într-un stat, ceea ce se descoperă în altul, toate astea se pun în comun și folosesc tuturor. Deci asta este poate cea mai mare calitate a Uniunii Europene, că toate mințile se adună și pot împreună să producă idei și politici care să ne ajute pe toți. Asta este, mă rog, teoria mea. Și în această privință, de pildă, dacă luăm numai povestea cu microplasticul, microplasticul ajunge în natură, deci nu mai vorbesc de poluarea mare cu plastic, că aruncă oamenii ce vrei și ce nu vrei. Și că, sigur, trebuie să curățăm apele și că dacă nu le curățăm, tot ce plastic e în apă ajunge în mare, din mare în oceane și în pești și ne distrugem ecosistemul planetei forever. E foarte, foarte greu să repari greșeli. Acum noi mergem mult pe prevenție, încercăm prin legislație europeană să prevenind, de exemplu, punerea pe piață a plasticului de unică folosință sau acelui plastic nenecesar. M-am început acum cu pungile de la... Da, exact, nu numai pungile, dar avem legislație care va interzice punerea pe piață a tacâmurilor de plastic, a paielor, a bețișoarelor de ureche, a toate aceste bețelor de la baloane sau mai știu, lucruri care pot fi înlocuite, sunt nu atât de necesare și care s-a constatat că ajung primordial pe țărmuri, în ocean și în pești. Și sigur că e un lucru care... Acum să știți că toate componentele plasticului ajung cumva în organismul uman. Nu, chiar discutam astăzi la conferință, Marea Britanie este avansată și ne-a promis că până în toamnă pune la dispoziția tuturor statelor membre rezultatul studiilor lor, pentru că ei fac un evidence-based, adică fac un studiu bazat pe
date științifice sau validabile științific, care este efectul prezenței aditivilor chimici din plastic în corpul uman, care este efectul prezenței microplasticului și mai departe, pentru că nu e încă dovedit că ar putea fi dăunător, dar desigur e puțin scary când te gândești că, nu știu, ai bisfenola, care este un aditiv care se folosește în sticlele de plastic, care, din care bem apa și așa mai departe. E bun, nu e bun, urmează să stabilim științific. Dar asta nu putem face decât împreună, pentru că nu există peste tot același grad de dezvoltare, de cercetare științifică și așa mai departe. Deci vorbeam de plastice, vorbeam de prevenție, dar vorbeam de microplastice, nu știu cât știu cetățenii, de fapt se vorbește puțin despre aceste lucruri în România și de fiecare dată când mă pornesc, sunt pasionată de ele. Nu știu cât se știe, dar microplastică există în produsele cosmetice, în detergenți, se pune intenționat pentru a crea acel efect mecanic de curățire. Se pune microplastic, rezultă, nu știu, din frecarea cauciucului cu asfaltul sau din toate textilele pe care le folosim și care conțin plastic. Atunci când le spălăm, rezultă microplastic, care nu este încă, n-am reușit să descoperim la nivel european, dar se lucrează prin fonduri de cercetare metode de filtrare a microplasticului astfel încât atunci din apa asta reziduală să nu treacă microplasticul de filtre și să ajungă în felul acesta în râuri, în oceane și să ne distrugă ecosistemele. Astea sunt de mare importanță pentru cetățenii Uniunii Europene și cred că dacă vom vorbi despre ele vor deveni asta vreau să vă întreb, de importanță și pentru români. E un plan, o campanie de informare a cetățenilor la un moment dat pe tema asta ca să li se pară poate problemele mai importante. Știți că de aceste chestiuni ar trebui să ocupe administrația, diversele niveluri de administrație din România. Eu în orice caz îmi propun și într-un anume sens în această campanie pentru Parlamentul European am încercat să vorbesc cu prioritate despre aceste teme. Sigur că ne și completăm în echipă cei care candidăm. Am încercat să vorbesc cu prioritate despre aceste teme, tocmai pentru că am găsit că fiind vorba de alegerile pentru Parlamentul European, există mai multă disponibilitate de a asculta chestiuni legate de teme, le zicem noi, europene, dar sunt europene, sunt și românești, adică sunt și ale noastre viața de zi cu zi. Da, și astăzi în finalul conferinței s-a făcut o listă scurtă, să spun, de metode de acțiune pentru poluarea cu plastic a apei. Rămâne să stabilim cum, pentru că au existat deja un pic de păreri divergente asupra cărei legislații să intervenim, pentru că la nivel european avem, de exemplu, o directivă cadru pentru managementul apelor, avem directivă privind ecodesign-ul, pentru că și produsele, dacă trebuie de la început gândite astfel încât ele, când își termină ciclul de viață, să nu ajungă un element de poluare. Deci toate aceste lucruri sunt pentru cetățean, pentru sănătatea vieții lui. La asta lucrăm, la asta voi lucra în continuare în Parlamentul European și consider că este extrem de relevant pentru fiecare dintre noi. Cum credeți că va arăta noul Parlament European? Ce alianțe aveți în vedere pentru formarea unei majorități? Față de mandatele anterioare, vreau să vă spun că este pentru prima dată când nu știu exact cum va arăta. Cu prilejul celorlalte mandate, întotdeauna deja pe, cum să spun, pe ultima săptămână a campaniei, deja te gândești și știi cine o să intre în Parlamentul European, cum urmează să se facă, cum urmează să se constituie grupurile, care va fi DONT-ul, sistemul DONT, care e proporțional cu numărul de deputați. Deja încep o gândire strategică. În momentul de față e foarte greu să faci o gândire strategică pentru că avem enorm de multe necunoscute. Și asta din cauza că s-a deteriorat puțin comunicarea și, cum să spun, crederea la nivel european în soluțiile pe care le poate oferi Uniunea, asta din cauza multiplelor crize pe care le-am avut, de la cea economică, care însemna și o criză a nivelului de viață, o criză a numărului de locuri de muncă, până la criza migrației. Și atunci multe întrebări fundamentale în societățile vestice mai ales s-au născut și cu aceste întrebări fundamentale au venit și noi formațiuni politice, eurosceptici,
populiști, demagogi, incompetenți, impostori. Toți sunt aliniați la start să câștige un loc în Parlamentul European. Cuvântul final va fi al electoratului și depinde foarte mult de cine intră în Parlamentul European. Să știți că, dincolo de un eurosceptic sau un populist, un incompetent este la fel de grav. Pentru că incompetenții pot să ajungă în situația că nici nu știu ce votează. Și te trezești că există o masă de vot influențată pe temir ce idei ale populiștilor și dacă ești incompetent, nu poți înțelege ideea respectivă. Te trezești că, nu știu, se pot trezi unii că votează legislație cu dublu standard, crezând că o să dea amenzi când în legislația respectivă se specifică clar dreptul producătorului de a adapta rețeta. Păi dacă citești fraza asta, îți dai seama că dreptul producătorului de a adapta rețeta este exact dublu standard. Deci dacă tu lași dreptul producătorului de a adapta rețeta, practic lași situația exact cum e. A, că nu știu, mecanisme extrem de complicate care nu vor ajunge niciodată să fie puse în practică. Cineva, în teorie, ar putea să fie amendat. Dar întotdeauna acel cineva se va preleva de faptul că are dreptul de a adapta rețeta. Și deci unii din absolut din incompetență, și ca să nu mă învârt în jurul degetului, vă spun că este vorba de colegii mei de la Partidul Social Democrat, au votat această directivă. Și faptul că n-au știut ce votează este că ne-au acuzat pe noi că de ce n-am votat-o, neînțelegând care a fost totuși mecanismul și... Dar practic i-au lăsat niște portițe spate. Care exact. Se permită exact acest lucru standard. Exact. Iar noi am votat împotriva directivei tocmai pentru a arăta că nu suntem mulțumiți cum arată, că nu am cumpărat, în ghilimele, tot felul de cosmetizări ale acestei directive și că știm că ea nu rezolvă problema dublului standard în restul Europei. Subiectul nu e închis, el se va relua în următorul parlament, luăm de la capăt, aducem îmbunătățiri, vom pleda din nou, pentru că situația asta se poate rezolva doar dacă acționezi într-un punct extrem de sensibil, ca vârful unui ac, și anume pe dreptul comercial. Deci dacă nu ai în legislație definirea acestei practici ca fiind abuzivă și în consecință neloială, practic în instanță nu îi poți duce să plătească în situația în care încalcă această chestiune a standardului. Și, da, bun, deci vă spuneam că incompetența poate fi la fel de dăunătoare ca și... Bun, trebuie să ai și experiență, trebuie să citești în primul rând legile pe care le votezi, trebuie să înțelegi ce este în spatele lor și, în fine, e multă muncă în Parlamentul European care trebuie depus. Facil așa din gură să vorbim despre una și alta, cred că e ușor pentru toată lumea. Că a venit vorba de extrema dreaptă, care o privim într-o plină ascensiune, tocmai pe baza unui discurs împotriva imigranților, cum spuneați. Care e părerea noastră? Credeți că este prea laxă atitudinea Uniunii Europene? Credeți că ar trebui înăsprite regulile de intrare în UE? Sau cum ar putea fi? Dar regulile sunt aspre și acum. Problema este aceea a migrației ilegale. Deci cum faci să oprești? Pentru că oamenii vin val peste tine. Pentru că sunt în bărci, în Mediterană și nu poți să-i lași să nece, că doar suntem creștini, suntem oameni care prețuim viața. Nu poți să-i lași. Deci în asta constă dificultatea. Cum poți, păstrându-ți valorile tale de Uniune Europeană, să primești, să integrezi valuri masive de migranți care, în fine, sunt într-o mare măsură un corp străin societății europene. Ați văzut că, de fapt, în plină criză, soluțiile sau încropala de soluții a fost destul de precară, pentru că se vorbea de cotele de migranți. Hai să ne împărțim. Deci aia care vin să împărțim, aia știu 10, aia știu 20. N-a mers și asta este, de exemplu, o discuție depășită. Deci nu va mai reveni discuția cu cotele de migranți. În schimb, pentru că a trecut, s-a așezat puțin calm în toată problema și principal pentru că am reușit printr-un acord cu Turcia să oprim migrația spre Turcia-Grecia, s-au pus la punct și noi susținem, în special Partidul Popular European a lucrat la această viziune. Am reușit să punem la
cale un plan. Pe de o parte ți întărești frontierele, pentru că în toate agențiile astea de pază a frontierei și paza de coastă suplimentăm masiv numărul de personal. În al doilea rând, intri într-un dialog și un proces de cooperare cu țările sursă, de exemplu pe tot ce înseamnă Nordul Africii pentru migrația prin Mediterană. Noi vrem să finanțăm și împreună cu unele din aceste țări să organizăm platformele de debarcare, cu alte cuvinte, în momentul în care ai navă, știi că te poți duce cu ea înapoi în punctul de origine, pentru că unde acolo se va organiza un centru de primire, de sortare, de primire a cererilor de azil și așa mai departe, dar care să mai fie pe teritoriul Uniunii Europene, pe o insuliță unde infrastructura și administrația nu pot face față, ci într-un centru care să fie al Uniunii Europene și unde se poate face această triere. Partidul nostru propune un plan Marshall pentru Africa? De ce nu? Pentru că dacă acolo ar exista investiții economice pentru tinerii care sunt principal motor al acestei migrații ilegale, că sunt în putere, vor să vină să muncească, să câștige bani, să trăiască într-o lume mai modernă, dacă toate aceste lucruri le putem duce acolo, pentru că Uniunea Europeană este un spațiu extrem de bogat și dacă am putea exporta, am putea pune la cale acest plan Marshall pentru Africa, astfel încât ei să aibă o viață mai bună, să-și ridice calitatea vieții, să aibă locuri de muncă, atunci ei nu ar avea un motiv anume să plece. Asta este o altă idee. Și nu în ultimul rând, măsuri de integrare a celor care au venit deja și sunt, mă rog, primiți să rămână. Pentru că ne trebuie absolut măsuri de integrare și este ceva ce e esențial pentru societate. Nu putem rămâne rupți complet cultural unii de alții și există un set de lucruri la care ne-am gândit și de ce nu, cei care nu reușesc să integreze, în fine trebuie să-și asume acest lucru. Dar trebuie să le oferim posibilitatea de integrare, locuri de muncă, acces la școală, acces la cunoaștere culturală și toate aceste lucruri. Deci, măsuri active de abordarea imigrației ilegale, pentru că în rest, desigur, trebuie revizuită directiva de azil, astfel încât toți avem aceleași reguli și cei care cer azil sau vor să emigreze în mod legal, regulile există, vedem cui se aplică, cui nu. Avem nevoie totuși de migranți în Uniunea Europeană, pentru că avem locuri de muncă neocupate. E nevoie pe piața muncii de imigrație, dar una controlată, una asumată și nici de acum popoare de oameni care săraci vin pustesc peste tine și atunci toată lumea se sperie și cultural devine o problemă și în felul ăsta nu se poate, da. Conform sondajelor, PP va rămâne principalul partid în următorul Parlament European. Deci le spun oamenilor ce înseamnă asta concret pentru România. Ce avantaje putem avea pentru tineri, pentru infrastructură, pentru mediu, am vorbit deja. Acum, sigur, este pledoarie pro-domo, pentru că eu reprezint Partidul Popular European și cred în el. Vreau să vă spun, pentru că am vorbit mai devreme de competență, există extraordinar de multă competență în interiorul PP. Pentru că în interiorul PP sunt oameni care au condus țări, sunt oameni care au condus guverne pentru decenii, care au o experiență practică în ceea ce înseamnă politicile publice enormă. Nu sunt oameni care, nu știu, vorbesc din opoziție, cum sunt verzii. De exemplu, verzii europeni sunt foarte spumoși, sunt extraordinari, sunt grozavi, îți place să-i asculți, dar nu au condus în viața lor un guvern nicăieri. Și atunci, asigur că e ușor să vorbești frumos când nu ai responsabil despre nu știu ce, când nu ai, de fapt, responsabilitatea locurilor de muncă, competitivității economice, pensiilor și așa mai departe. Deci, vă spun că în Partidul Popular European există cea mai mare competență din acest punct de vedere, tradițional, istoric, a fost creștin democrația europeană, a condus țări mari zeci de ani, a contribuit la crearea Uniunii Europene, are o viziune, are un viitor. Acum, de ce e important pentru români? Românii trebuie să se gândească, noi avem acest sistem în care partidul care va lua cele mai multe voturi la nivel european, în teorie dă candidatul pentru Comisia Europeană. Zic în teorie, pentru că deși data trecută toată lumea era de acord că e cel mai democratic sistem, acum cei care s-au gândit că nu prea ar avea șansă au început să-l conteste. Oricum, sunt partide mari, europene, Partidul Popular European, Partidul Socialiștilor, într-o oarecare măsură Partidul
verzilor, chiar și liberali într-un anume sens, acceptă acest principiu. Acum, trebuie să ne uităm la candidați. Trebuie să ne uităm la candidații fie de președinte al Comisiei Europene din partea fiecarei familii politice. Noi avem un candidat, Manfred Weber, care este bavarez, care este un om care a lucrat în Libertăți Civile, care este un prieten al României, îl cunosc din vremea acelei, v-am spus la început, de evaluarea aplicării liberei circulații în Uniunea Europeană. El era membru atunci în LIBE, din partea PP, eu eram din partea ALDE și vă spun că era un om care susținea cu tărie libertatea de circulație. Un om foarte progresist, e tânăr, are idei, este candidatul nostru, dorește o Uniune Europeană în care toate regiunile să-și ridice nivelul de viață. Adică dacă ne uităm în programul lui și în lucrurile pe care le spune, în afara faptului că sunt foarte calde, sunt niște lucruri concrete și foarte generoase pentru toți. Avem din partea socialistilor pe domnul Franz Timmermans, care, mă rog, nu este la fel de prietenos, aș vrea să spun, și care are totuși niște idei egalitariste, socialiste, pe care nouă ne-ar putea dăuna pe termen lung. Și ca să vă dau un singur exemplu, de pildă, este mai puțin generos cu accesul pe piața muncii al tuturor. El zice, domne, să fim egali pe piața muncii. Păi dacă eu mă duc la condiții egale pe piața muncii în Franța cu francezul, o să fie angajat francezul, nu o să fie angajat românul. Lasă-mă să fiu competitiv. Lasă-mă ca cel care vrea să muncească mai mult, să câștige mai mult, să o poată face. Nu pot să pun, să plafonez pentru fiecare la fel, pentru că atunci trebuie să stea fiecare acasă la el și n-am rezolvat nimic. Sunt diferențe între toți candidații. Bine, mai puțin de văzut în România, dar să știți că sunt site-uri pentru alegeri, la care eu cred că totuși cei care sunt mai tineri și interesați au acces, unde se pot vedea chiar și dezbaterile între ei și cum se raportează la una sau la alta. Deci dacă veți vota PP, dacă veți vota PNL, veți vota PP, oameni competenți, pe noi, de ce nu, că suntem și noi foarte competenți, și pe Manfred Weber, care ar putea să fie președintele Comisiei și care în raport cu ceilalți candidați ai partidelor europene, cred că ar fi soluția cea mai generoasă și mai bună pentru România. Să ne întoarcem un pic și la alegerile de la noi din țară. Ce scor vizează PNL și pe ce prezență mizează la alegeri și la referendum? Sunt legate, nu? Pentru că noi credem în primul rând că este important să avem o prezență mare la vot. Eu cred că trebuie să avem o prezență mare la vot. Pentru că, pe de o parte, asta arată, știți, toată lumea se uită. Mă întrebați la început cum văd sau ce întreabă despre România. Uite, asta e o întrebare. Voi ce prezență la vot veți avea în România? E o preocupare la nivel european, pentru că asta arată legătura sau conectarea cetățeanului cu problematica europeană și cu problematica Uniunii și cu viitorul Uniunii. Și eu cred că este foarte important pentru români să vină la vot, pentru că astea, exact cum discutam mai devreme, aceste alegeri sunt cu totul speciale, pentru că de ele depinde un nou capitol. Sunt foarte mulți care vor să intre în Parlamentul European și care nu au ce căuta acolo. Și dacă vii la vot și îți exprimi încrederea în cei care nu sunt populiști, care nu sunt incompetenți, care nu sunt naționaliști, care nu sunt extremiști, atunci cred că dai un vot pentru Uniunea Europeană și viitorul tău ca cetățean al Uniunii Europene. Deci importantă este prezența la vot. Eu, bun, știu și eu ce spun sondajele, sunt încrezătoare că noi dorim, sperăm să ieșim primul partid la acest vot, Partidul Național Liberal. Ar fi un rezultat extraordinar pentru noi. Și sunt sondaje care ne indică că am avea această șansă, dar contăm pe cei care vor să vină la vot să ne susțină. Și referendumul, de ce e el important și ar putea fi aplicat, având în vedere că cel mai probabil va necesita o modificare a Constituției? Da, bun, se știe că referendumul în cele din urmă dă o indicație asupra a ceea ce crede societatea în legătură cu un subiect sau altul și nu este, cu excepția referendumului de modificare a Constituției, el nu are un efect practic imediat. Tema pe care o pune referendumul este o temă care e prezentă în societate, sau cel puțin o bună parte a societății este extrem de legată emoțional de această temă.
Este absolut evident și inacceptabil pentru o parte a societății că un tip de tehnică legislativă care vizează justiția trebuie să înceteze ordonanțele de urgență, că trebuie să înceteze, cum se zice, amenințarea sau ipoteza unei posibile clemențe în ceea ce privește exclusiv corupția. Astea sunt teme care sunt ale societății și de aceea referendumul e pus, pentru că el vine și răspunde unei așteptări a societății. De aceea este și necesar și eu cred că tocmai această societate care vibrează la aceste teme va veni și va vota. Deci e un îndemn. Aveți ocazia să vă exprimați, s-au pus temele, veniți și votați. Că a venit vorba de stat de drept. Spuneți-mi un pic cum se vede în Parlamentul European inițiativa de a condiționa accesarea fondurilor europene cu respectarea statului de drept. Da. E o dezbatere. Noi suntem de părere că un anume fel de mecanism de monitorizare și de sancționare ar trebui să existe. Dar nu numai pentru România. Adică, până la urmă, dacă este să facă un mecanism, el trebuie să aplice tuturor. Existat sau există la nivelul Uniunii Europene, tocmai din presiunea crizelor de care vorbeam, care conduc la o scădere a încrederii în Uniunea Europeană, pentru foarte mulți cetățeni din foarte multe state membre, special cele vestice, ideea sau respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, între care și domnia legii, este extraordinar de sensibilă și de importantă. Își doresc ca Uniunea Europeană să nu se abate nici măcar un centimetru și ca statele membre să nu stea sub această suspiciune. Bun, în general se uită fiecare în curtea celui altuia, nu al lui sau poate mai puțin al lui. Dar e un subiect foarte important. Dincolo de statul de drept, cred că ceea ce vizează conceptual este prezervarea valorilor fundamentale. Pentru că nu poți să ai stat de drept fără libertate, fără drepturile cetățenilor, fără legi aplicate, fără respect reciproc. Toate astea sunt până la urmă un pachet. Acum revenind la chestiunile practice. Sigur că legile diferă de la o țară la alta. Tot sistemul de drept e complet diferit. Deci putem... Eu mai vorbesc acum de Marea Britanie și restul Europei, dar să zicem că Marea Britanie e într-un proces neclar de despărțire. Dar sunt diferențe mari între suma legilor care conduc țările membre. Dar ele sunt declarate ca atare. Deci astea sunt legile mele și după ele mă conduc. Mai departe, dacă cineva încearcă să facă modificări dramatice de sistem, de schimbări mari, nu vorbesc acum de acorduri fine, de lucruri care sunt necesare, sigur că asta, într-un anume sens, ridică semne de întrebare și ceilalți zic, domnule, dar tu ce faci acolo? Pentru că noi nu vrem să avem, nu știu, ne mirăm ce mari modificări. Toate aceste lucruri, deci felul în care sunt respectate legile, preocupă Uniunea Europeană, statele membre, și atunci imaginează un sistem prin care Comisia, care se presupune că este un observator independent a ceea ce se întâmplă în statele membre, monitorizează și semnalează în ipoteza în care anumite lucruri trec dincolo de un prag acceptabil. Dar dacă nu mă monitorizez și semnalez, fără să am un mecanism coercitiv, pe care acum nu l-am, pentru că acquis-ul pe justiție nu e un acquis comunitar. Eu pot să fiu infringed în România pentru că mi-am modificat și ce legi. Deci Comisia nu are și Uniunea nu are pârghii de corecție. Și atunci sigur că se pune problema, dom'le, dacă în acest sistem de monitorizare sunt anumite lucruri flagrante, lucruri care ne îngrijorează, sigur că nimeni nu trece direct la pedepse. Ei se intră în dialog, se încearcă, în fine, explicații, negocieri, cooperări, multe, multe instrumente. Dacă într-un final totuși lucrurile derapează dramatic într-un anume loc, trebuie să existe o formă coercitivă. La noi se vorbește simplist, se taie fondurile. Mii de fonduri, mii de tipuri de instrumente financiare, fonduri de coeziune, la ce spuneam, la fondurile pentru politici de mediu, LIFE, la fondurile de cercetare și inovare europene. Deci sunt nu știu câte instrumente financiare. Probabil că cei care zic așa simplist că se taie fondurile se referă la un anumit tip sau anumite categorii din fondurile de coeziune. Dar, da,
Deci trebuie să știm despre ce vorbim. Eu cred că e un lucru bun pe ansamblu, pentru că în momentul în care ai definit niște criterii, nu poți să definești legile, niște criterii, ce ar însemna să respecti sau să nu respecti statul de drept, atunci devine clar și nu se mai interpretează. Modificarea A din legea mea, vine unul și zice, nu mai respect statul de drept. A, nu, vine comisia și ceea să vedem conform criteriilor. Situația A, e ok, respectă criteriile. Situația B, nu respectă criteriile, deci vezi, nu o face. Deci mai bine să avem criterii și claritate și un mecanism la nivel european, pentru că atunci ar lăsa loc mai puțin de interpretări și subiectivisme. Deci, de acest punct de vedere, partidul nostru susține cu tărie necesitatea unei clarificări a discuției privind criteriile statului de drept la nivel european și, desigur, și un mecanism coercitiv, pentru că altfel vorbim degeaba. Cum a fost în campanie? Cum ați resimțit campania? Ce feedback ați primit de la cetățeni, de la oamenii cu care v-ați întâlnit? Să știți că eu am primit un feedback pozitiv. Acum, sigur că e greu de spus, m-am întâlnit cu toți cetățenii. Deci nu-mi place, de fapt, să vorbesc în numele unor numere mari, să zic că cu simpatizanții cu care m-am întâlnit am avut un feedback pozitiv. Am avut și câteva evenimente de campanie care au fost evenimente deschise, pentru că știți că la meeting, în general, la meeting, da, vin mai mult, nu știu, colegi simpatizanți, într-un anume sens, specia ta. Dar am avut și întâlniri deschise cu oameni care nu erau implicați politic. Am găsit mult interes pentru ceea ce vorbesc eu acum mai pe nișă, mai politici de mediu, mai chestiunile legate de cum să interconectăm bazele de date pentru cercetare la nivel european, dacă punem tot cunoașterea și toate bazele de informațiile medicale existente la nivel european, noi ne propunem, dorim să punem foarte multă metodă, instrumente și bani pentru ca Europa să fie totuși prima regiune din lume care reușește să oprească cancerul. Asta este, e ambițios, e mare, e necesar și trebuie să lucrăm toți împreună. Și, de exemplu, a sparge aceste silozuri în care stau sistemele de sănătate naționale, pentru care iar nu e acquis european, dar dacă reușim să punem împreună toată informația și cercetarea, cred că se poate crea un big data care să ducă, să împingă cunoașterea mai departe. Deci, dacă încep să vorbesc despre astfel de lucruri, am văzut că există un public interesat în România și sunt foarte bucuroasă și continui să, și îmi propun ca după alegeri în continuare să mă implic cât mai mult în dialog cu cei interesați de astfel de probleme, pentru că sunt multe oportunități în politica europeană, pentru că am nevoie să-mi spună care este, să-mi trag seva de informație din lucrurile care se întâmplă în teren în România pentru a face politici europene de calitate.